Sancțiunile financiare impuse Rusiei amenință să dilueze dominația dolarului american și ar putea avea ca rezultat un sistem monetar internațional mult mai fragmentat. Rusia se confruntă cu o multitudine de sancțiuni din partea SUA și a aliaților săi în urma invadării Ucrainei în 24 februarie. Dolarul va rămâne o monedă majoră globală chiar în acest context, dar fragmentarea la un nivel mai redus este cu certitudine destul de posibilă. Unele țări renegociază deja moneda în care primesc plățile pentru comerț. Oficialul a adăugat că războiul va stimula și adoptarea finanțelor digitale de la criptomonede la monedele stabile și monede digitale bancare centrale. Utilizarea mai amplă a altor monede în comerțul mondial va duce la o diversificare suplimentară a rezervelor deținute de băncile centrale, a declarat Gopinath. Anterior, oficialul afirmase că sancțiunile impuse Rusiei nu vor afecta statutul dolarului ca monedă internațională de rezervă, iar războiul din Ucraina va încetini creșterea economiei mondiale, dar nu va duce la o recesiune globală.